Am zis să vă mai citesc câteva mesaje, așa că sunt foarte, foarte multe. Ne scrie Lenuța, stai cu vă urmăresc cu sufletul la gură pe internet, din păcate, sunt în Italia. Jur că vă apreciez din suflet, caut să văd tot ceea ce găsesc despre voi și cu voi la emisiuni. Probabil priviți mii de aprecieri, dar eu chiar cred în ceea ce spuneți. Serghei e adorabil și tu ești superb, avem același caracter, vă pup și vă iubesc mult, mult. Sper să vă văd din ce în ce mai des peste tot. La pușcărie. O să nu mai să ne vezi, că o vrem să facem o rețea de asta pentru televiziunile cu circuit închis, o televiziune cu circuit închis pentru toate pușcăriile din București, pentru că acolo suntem cei mai apreciați. Deci cei mai mari fani ai noștri se află după gratii. Și vorbesc foarte serios. Trebuie să promovăm ceea ce sunteți voi. Vă pup pe amândoi mult de tot. Acum lăsând gruma la o parte, îți mulțumim foarte, foarte mult. Și am început ofertele pentru fratele nostru Serghei. Romeo, ce mă bași pe mine acum? Păi poate și tu vrei, dragă vruna de. Ne zice Ciocotof, am o bunică de 84 de ani. Merge? Păi dacă merge pe picioare și e ok. Cum să nu? Dacă nu o aduce și pe tangă. Andrei Voicu întreabă ce trebuie să facă doamna respectivă, să moară în direct? Nu, să danseze, chiar dacă n-are dinți, e bine pentru ce vreau eu să fac. Păi dar ce vrei să faci, bă, Romeo, că nebunești publicul, nu spui ce vrei să faci. Păi dacă dai idei, ia ideile, doamne ferește. Ai, cu copyright, nu că n-are ce să fure, că înregistrăm aici. Rămâne pe peliculă. Și oricum vreau să mă duc în toate căminile astea de bătrân să fac show-uri gratis. Păi ce să înțeleagă, domnule, bătrânii de la tine cu păi halazit-o, păi zmolozit-o? Eu zic că dacă o să te duci o să mierlească ea pe acolo de plică, da. Când o să te vadă și o să ai belele mari. Romeo nu e necâștigător ăsta. Și eu zic că nu-i bine. Nu-i bine la ce te gândești. Să mor eu dacă te mint. Toare de ale mele la cămine și mai vede. Păi tu n-auzi, bă, că-mi fac infarct, tot mor. Fac un contract cu cămine de bătrâni. Uite așa, mai pare. Microfonul, ia microfonul, Romeo. Romeo, ia microfonul. Dați microfonul, Romeo. Romeo, ia microfonul. Unde să-i dăm? În cap? Deci nu e bine asta, e necâștigătoare cu azilele de bătrâni. Eu zic, bă, că nu-i bine. Că tu ai niște șo... Ce-ai făcut, dragă, ai râgâit? Am zis doi. Opriți boxa. Opriți timpul. Zici ceva. Nu, no, zici. Nu e bine, că tu muzica asta cu făi smolito, haladito, făi jăboasă. Dar nu cu smolito, nici una din variantele bune. Pe plâng. Dacă se duce cu vreo două, trei baleine, sunt tăia bătrâni pe acolo, mai mor pe acolo, păi mai violează bătrâni. Mor fericiți. Bagi, păi da, după aceea o să zice că ăștia, genocid, Romeo, genocid. Multă lume, uite, Marius zice, ți-o dau pe soacră mea. Gata, s-a făcut. Cred că ți-o dă de tot omul. Foarte multă lume îți urează sănătate și virtute. Ai niște variante, ai nevoie de aspirina săracului și vitamina P. Ne scrie Mache, prietenul meu Mache, să-ți fie rușine Mache. Cine Mache? Mache este un telespectator de-al nostru cu care eu m-am împrietenit virtual pentru că este rapidist și mi-a zis, gata frate, îți iau bilet, mergem la derby, marele derby aseară, Rapid Dinamo. Cât a fost, că nu știu? 0-0, da, am fost numai pe ei. Nu ți-a zis că m-am întâlnit cu prietenul tău, Copaci? Păi și aia, eu mor când vă aud, că am fost mai pe ei, dar 0-0. 0-0 e 0-0. Aia e 0-0, recunosc. Și am fost mai pe aia, dar mi s-a sculat. Și îmi zice Mache cu două ore înainte de meci, domnule, nu mai găsesc bilete la tribuna a doua, nu se mai găsesc bilet. Și? Eu mă bagiți așa și am intrat eu, m-au dus niște prieteni de la Digi, am stat la oficială. Păi și te-ai văzut cu Mache sau nu? Păi nu m-am văzut, că el era vis-a-vis la tribuna 0 și n-aveam cum, chiar dacă o luam prin teren cu acreditare de asta de presă, n-aveam cum să urc la tribuna 2 acolo. Și m-a zăpăcit și nici nu mai merg cu Mache la meciuri, că facem meci nu. Mă duc singură să-i batem. Da, ești microbist, mă, Romeo? Nu, nu sunt microbist. Îmi place... Nici să pescuiesc, nu-mi place, doar să fac nebunie pe scenă atâta. Asta și în afară de ce alte pasiune ai? Mai citesc din Shakespeare. Mai mă duc la operă. Și când îl citește din Lamartine. De exemplu, am văzut Moartea Lebedei în direct. La operă aici, la Inter. Seria 4. La operă la Inter? Mm-hmm. Da, mă duc la... Opera nu e la Inter. Ei, pe bune, e opereta, e teatru de operetă Ion Dacian. Da, mă, dar nu contează, ne luăm de la operă operetă, ceva pe lângă. Lingvistice. Da. Da. Dar și... care e diferența între operă și operetă? Opera este mai complexă, opereta e ceva mai mixt, mic, depinde. Nu, opera mai mare și opereta e mai mică. Nu. Unde opera e... Spun eu! Opereta e la Teatru Național și opera e puțin mai încoace. Hai, mă. Păi tu n-ai dat ca să înțeleg eu de... Cum să spun eu... Opereta e și vorbită.
Opereta e vorbită. E și vorbită. Pă ce, pă, sol major? Se și vorbește, pă... este un mix între teatru și operă. Și baletul. Și baletul e baleta, e nebunit și opera. Și opera e numai cântată. De multe ori mai merg și la anumite de-astea... Dom'le, eu de multe ori merg pe tramvaie și încerc să... ia să cânt cu steaua. Vă rog mișto, pe ce? Mă duc cu steaua sus de tare pe tramvaie. Păi când eram puștea, merg și eu cu steaua. Te duci în august. Zi, Romeo, ce alte pasiuni sălășluiesc în trupul tău și în mintea ta extrem de odihnită? Pasiunea mea cea mai mare este să merg în... Când am, da, când am timp pe oricum picioarele mele tot ca mâinile. E să meargă mâini și în coate. Vai, Romeo, eu nu cred. Ia, arată-ne. Ce să fac? Cum mergi mâini? Doamne, dar ce sunt hara să mergi mâini? Aia merge în limbă. Eu sunt Romeo. Drag, dar nu cred că, dacă tu îmi cânti o singură arie din operetă... Din care operetă? Din care? Din care? Din Văduva Veselă. Din Spărgătorul de Buci. Aia e operă. Nu contează. Nu, ăla-i balet. Ăla-i balet de Tchaikovsky. Deci dacă cânti o singură arie sau o singură... Dar zine o frază dintr-o asta cântată sau vorbită. Lasă. Dar de unde ai glumele astea? Ce glumele astea? Să nu vei adesea. Da. Și vrea să suflu ca la școală. Nu ne recomandă nici fizic. Băi, Romeo, tu știi că eu vreau să facem un triet? Triet? Ca să nu zic, păi merge, că înțelegi tu. Nu un trio, un triet. Tu să compui o piesă și să o interpretăm toți trei. Crezi că n-ar chema lumea la nunți? Eu cred că agape colegiale. Andrei de pușcărie, dacă se întâmplă. Bă, dar n-am înțeles. Dar n-avem dirijor. Da, aia care mergeam eu când eram mic și m-a dus ca pe cretin și nu înțelegeam ce țipă ea pe scenă, dar îmi citeam în pauză. Dom'le, acum ăla zice așa, așa, ce e, operă? Era numai cântat? Cred că era mai cântat. Nu da, era operă. Spărgătorul de nuci, ce era? Spărgătorul de nuci, eu știu că e balet. A, este atunci, o operă compusă de Tchaikovsky. Atunci era balet și îmi scriau în pauză a, ce se întâmplă. Ce vorea, da. Da, da. Ce se întâmplă, povestea. Foarte interesantă chestie, da. Deci am fost și la operă odată. Din câte știu și eu, acum nu sunt... A cântat extraordinar. Dacă am făcut o gafă, îmi pare rău. Ce a făcut? Am fost la operă odată și a cântat Gabi Luncă, Romica Puceanu. Dar la teatru meu și Romeo? Am fost. Numai iarna când sunt blânduri. Eu joc și acum am rămas actor de când am fost la teatru. Da, joc a rămas, de când a rămas în foaier, că nu i-au spus ea că s-a terminat piesa, da. Și el din cauza ochelarilor a rămas pe acolo. Nu mai pot să fac de dublarea între și între, știi? Ce să faci, mă? De dublarea aia, înțelegi tu? Nu. Nu știi aia de dublare? Știu ce e aia de dublare, dar ce legătură are cu teatru? Păi are treabă cu mine, nu cu teatru. Ia explică. Adică și altă figură și merge la teatru. Înțelegi? Aha. Deci marea majoritate a timpului meu, uite, în această seară, de exemplu... Coș goblenă, ceva. Tricotez... Are fuior și face... Tricotez dresuri. Ce faci? Tricotez dresuri pentru dresante. Am înțeles. Dresantele face parte cu dresurile și dresurile de la dresante, înțelegi? Da. În fin. Zi-mi o piesă de teatru la care ai fost ultima oară. Complexă sau mai așa? Complexă. Păi nu știu, că am intrat fără bilet la toate. Și le-am privit nu din loje, din partea asta, știi, după perdea. Și am văzut numai pe ea cu spatele, înțelegi? El era sub flor. El era sub flor. Că florul e sub scenă acolo, are jujup. Nu, serios, dar ce pasiune ai? Ce faci tu în afară de Facebook și Messenger, agăți-agagici? Îmi place să citesc foarte mult. Da? Nu mă întreba ce am citit, că e greu. Că n-ai înțeles sau cum? Ba nu am citit. Definește cititul, că poate avem o viziune diferită. Cititul? Ce înțelegi tu prin citit, Romeo, dragă? Adică ceea ce citesc, trăiesc. Lasă-te referi. Cum? Romeo, sunt foarte bolnav și deja mi-am pierdut. Nu mai pot, te urmăresc. Adică... Uite, dacă citesc o carte, nu dau un exemplu de carte anumită. De ce? Trăiesc și ceea ce se întâmplă în povestea. Eu, de exemplu, am o chestie. Nu citesc cărți foarte groase. Pentru că uit începutul, înțelegi? Până ajung la sfârșit. Că ajunge la sfârșit în 2-3 ani. Și nu mai știu începutul. Și atunci mă rezum la astea mici. Cum ar fi Constituția, de exemplu. O citește foarte des. Da. În fine. Mai am pasiune. Cea mai mare prostie din viața mea care am făcut-o e că am un suflet mare. La ce incubator ai văzut moartea lepede? Întreabă cineva. Bine, mai.
La ce incubator cu... La ce incubator ai văzut moartea lebedei? Am văzut-o la unde erau găimă, unde erau lângă... Păi am văzut-o, mă, când erai tu la Avicola și cărai găi moarte așa acolo. La Avicola, da. Dar unde era, mă? La Crevedia am văzut. Un mesaj mi-erau, trebuie să vi citesc pe asta. Ane Rus, bună seara Mara, Romeo are puța mică, vă zic eu că l-am încercat. Cine asta? Ane, arată foarte bine în poz. Și mai menționez că și atunci când face sex, tot cu ochelarii pe ochi face. Ștouri de bufte. Nu știu. Dacă vedeai Giumbalau, leșina. Ce? Giumbalau. Dom'le, până la urmă, o să fim obligați să ni le măsurăm și să le scoatem, pentru că foarte multă lume ne amenință și ne denigrează. Cine? Lumea, nu păi și adevărat, pe mine și pe Romeu. Pe nu ăștia cu mărimile, deci trebuie să facem o emisiune, cred să că cere să facem, voie, da, de la CNA. O emisiune cu 18 ani și să le măsurăm, să vină, da, doamna Tatoiu, doamna Hara, aici să facem o măsurare în direct. Mă întreabă, te întreabă cineva, că tu ești mogul de presă, eu nu. Toni, întreabă, îmi răspunde și mie la întrebarea dacă aveți nevoie de un cameraman. Ia uite, s-a necat șeful. No. Nu știu, Serghei trebuie să... Nu știu, ne mai gândim. Ne mai gândim, da. Ne spune Aldea Liliana Monica, vă prind și eu online, tocmai din Franța, v-am urmărit pe YouTube în reluare și abia așteptam să veniți cu Caterinca voastră, vă iubesc, ignorați toate bârfele invidioșilor, sănătate multă lui Serghei, coțul țuică fiartă cu mult piper îi va trece și la Romeo, ăsta e farmecul lui, cred că e ardeleancă Liliana, că zice la Romeo, se așa, ăsta e farmecul lui, cu limbajul ce-l folosește și ochelarii să nu se schimbe. Iar pe tine, Mara, te stimezi întotdeauna pentru tot ce faci, să-ți crească piticul mare, baftă în continuare vouă cu emisiunea asta. Romeo nu are cum să schimbe, că nu vede. Da, Romeo, da. Liliana nu se mai poate schimba. Oglindă nu mai am să zici că poți să-mi dau seama. Poți să întreb ce vârstă ai, 22? Nu. Mă... Dar acum tu mergi, când mergi, acum pleci acasă, conduci cu ochelarii de soare? Da. Conduce cu ochelarii de soare sau și scoate? Păi n-ai văzut că am venit escortat de poliție? Nu conduce cu ei? Și îi pune pe cap? Și pune pe chelie? Păi ai fost dat în gât. Am fost dat în gât. Da. Dar serios, zi-mi și mie, de ce-i porți tot timpul? Pentru că ăsta e lucru, dom'le. Mă, v-am mai spus și mă repet. Am ochii mei, sunt foarte pătrunzători. Da? Unde? Și unde pătrund? Sunt galbeni. Pătrund în orice. Eu am ochii galbeni. Nu sunt Superman să văd prin plumb, dar pot să văd prin ochii unui om până în străfundurile sufletului lui. Păi uite-te și în ochii noștri și spune-ne și nouă ce vezi. În sufletul meu ce vezi, de exemplu? Ești cea mai bună. Și Serghei? Fădinăuntru. E răcit. Și Serghei... Lasă-mă ce mă stai aici. Uite sufletul ăla, e răcit. Am putea să ascultăm piesa traseista din regie, rog, pe domnul M, domnul S sau doamna R să ne răspundă țipând? Mulțumim! Op! Traseista ea? N-ai zis că... Păi cum... Nu traseista, ce piesă ai zis că mai cânti? Ce doresc? Ce-o fi? Dacă-i cântă telefonul. Cine, ia răspunde, cine te spune? Ia răspunde, mă. Ia răspunde, să mor. Cine ne deranjează? Ia. Bonjour. Ia. Cine ești? Sper pe speaker. Sunt la televizor. Mă vezi? Pune-mă pe speaker, cine e? Nu știu. Nu știu. La ce? Nu știi cine e sau nu știi ce vrea? Nu știu cum să dă pe speaker. Din nou, stai că ți dau eu. Păi spune speaker. Marș. Gata, l-am terminat. L-ai închis? Da. Hai, cine cântă. Era? Cine era? Gazică sau bărbat? Necunoscut. Bărbat? Bărbat, bărbat. Și ce a vrut? A vrut că nu știu, că n-am înțeles nimic, că am emoții. Când mă jură cineva, întotdeauna am emoții. Mai fă mențiunea să înțeleagă telespectatorii noștri noi de la ce vine lâul tău pe care îl porți tot timpul în dreptul falusului? El vine de la libertate. Ai zis că de la lux te-ai schimbat? Schimbă. Luxul vine de la... Dacă ești liber, poți să ai și luxul să-ți permiți să porți un L pe curea. Să personalizezi niște lucruri care sunt de sau unică folosință. Sau vine de la largi. Sau de la lărgoi, largi, laringe, falinge, falii. Faringosept. Da. Fiecare cu boala lui. Oricum, zice lumea că ești cel mai tare invitat, că ai reușit să omori gramatica limbii române. Da, o omor mereu. Dar merge, mă, punem o piesă cu omul ăsta viu, cu ființa nu, asta lasă vie. Această... Cu clarvăzătorul Romeo din Berceni, avem vreo cântare? Dar lui din Berceni, mă, e... Ociu. Din Brâncovean. Mai tare. Boxele mai tare. Revine forță! Pentru toate bombele!
și mi cred că au transpirat. Și nu cred că au transpirat. Bombe, 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 cine vrea? Blonde, 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 să le ia. Bombe, 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 cine vrea? Super bombe. Bombe, 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 cine vrea? Blonde, 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 să le ia. Bombe, 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 cine vrea? Super bombe. Oh, în momentul să mi-arăși ceva mai mult. Și să rămân la rânge, ce și lanțul de la gol. Mișca, lento, lento. Cred că e momentul să-mi arăți ceva mai mult. Și să rămâi doar în cerce și lantul de la gas. Temperamento. Mișca, mișca, lento, lento. Bombe, 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 cine vrea? Blonde, 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 să le ia. Bombe, 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 cine vrea? Super bombe. Bombe, 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 cine vrea? Blonde, 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 să le ia. Bombe, 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 cine vrea? Super bombe. Ești tu, ești fata care vreau acum pe s-o bum bum. Te miști de parcă-i vrea pe l-o să spun. Ești tu, nu e timpul ca să faci show nebun. Mami, mare show, mare show, mare show, show. Ești tu, ești fata care vreau acum pe s-o bum bum. Te miști de parcă-i vrea pe l-o să spun. Ești tu, e timpul ca să faci show nebun. Mami, mare show, mare show, mare show, show.